Încet, încet se face lumină și în cazul acelui vuiet care se auzea în timpul discursului lui Ceaușescu din 21 decembrie 1989. Un vuiet de panică, potrivit unor declarații ale unui colonel care lucra în armată și se ocupa cu dispozitivele de apărare pentru acel meeting. În momentul în care sunetul acela de panică a fost emis de niște mașini ale armatei înzestrate cu difuzoare, oamenii au fugit speriați. Au fost două momente, se pare, și mărturia îi aparține lui Dumitrescu Ionel, care în dosarul Revoluției, audiat la SPM, declară că în acea vreme era ofițer al MAPN cu gradul de inginer colonel în cadrul secției cu înzestrare material tehnic, iar autospecialele pentru sunetul de panică erau sub comanda locotenent major Grumaz Alexandru. Materialul tehnic al Consiliului Politic Superior al Armatei, în atribuțiile acestora se afla asigurarea cu tehnică de propagandă specială, război psihologic. Dumitrescu Ionel, inginer colonel în cadrul secției cu înzestrare cu material tehnic, a declarat că de la unitatea unde activam au fost trimise 4 autospeciale care au avut rolul de a amplifica sunetul, respectiv de a dubla sistemul celor de la radiodifuziunea română. Aceste autospeciale s-au aflat sub comanda locotenent major Grumaz Alexandru. Afirm în deplină cunoștință de cauză că una dintre autospeciale a fost sursa sunetului de joasă frecvență cu efect de panică, sunet care a provocat dezordine în mulțimea adunată în piața Palatului, în timpul ultimului meeting al lui Nicolae Ceaușescu. În timp s-a acreditat ideea conform căreia acest sunet a fost generat de sovietii sau americani, însă realitatea este că sunetul a fost generat de una dintre cele 4 autospeciale dispuse de unitatea militară 02-348 București, în perimetrul pieței. Semnalul de panică a fost opera propagandei speciale la inamic. Precizez că acel sunet cu efect de panică înregistrat pe două benzi magnetice a fost probabil foarte important, pentru că anterior datei de 21-12-1989 nu a existat nicio situație în care respectivele benzi să fie scoase pe teren. Este important de precizat că cele două benzi nu au apărut ca fiind înregistrate în evidențele unității. În 21 decembrie 1989 au fost scoase și folosite în premieră. Din câte cunosc de la persoanele cu care am intrat în contact, cele două benzi cu efect de panică urmau a fi folosite în timpul discursului președintelui Ceaușescu doar dacă s-ar fi ivit ocazia. Și s-a ivit ocazia pentru că, de fapt, la acel meeting au apărut niște persoane diversioniste care pancartele și steagurile pe care le aveau, ca orice om care participa la un meeting, de fapt erau niște sule, niște baionete, scoteau mânerele steagurilor și împungeau, se pare, mai ales femeile, care țipau și fugeau disperate. Armata a intervenit cu acel generator de sunete de panică, de joasă frecvență, pentru a dispersa aceste elemente diversioniste. Iată ce declară cadrul militar în continuare, că această ocazie s-a evitat atunci când anumite persoane infiltrate în rândul manifestanților au declanșat acțiuni diversioniste cu scopul de a sparge mitingul. Este vorba de împunsături cu obiecte diverse, contondente și ascuțite, victimele acestei acțiuni fiind în special femeile. Busculada a fost creată dinspre exterior spre interior, fiind generată o mișcare ce nu a putut fi controlată. În acel moment a fost declanșat sunetul cu efect de panică existent pe benzile respective. Rezultatul acestor acțiuni este bine cunoscut. Precizez că Mircea Andrievici, comandant unității militare 02487, nu a luat singur decizia de folosire a acestui sunet cu efect de panică, ci doar după ce s-a consultat cu mine și Ionescu Dan, comandant unității 02381 București.
Împreună am decis să experimentăm pe viu folosirea acestui sunet. Cunoșteam la modul teoretic ce efecte poate genera difuzarea unui astfel de sunet. Sunetul este emis pe o bandă de joasă frecvență și odată generat creează efecte de panică maximă în funcție de subiecții asupra cărora acționează. Benzile cu sunet de panică au fost distruse prin ardere în seara zilei de 21 decembrie 1989. Pentru realizarea acestui sunet se folosesc huruide blindate, împușcături de mitraliere grele sau ușoare, explozii de petarde și grenade. În acest fel este posibil ca zgomotele unor explozii raportate de unii martori să fie generate de emisia sunetului respectiv. La dosarul Revoluției se află și declarația din 1993 a lui Constantin Manea, care era fost șef al cabinetului lui Ceaușescu între 1962 și 1989. După evacuarea populației adunate la miting, au rămas foarte multe pancarte, lozinci și s-a făcut curățenie. Barbu Petrescu era primarul capitalei atunci și spunea că au fost adunate foarte multe sule, ca niște baionete, unele dintre ele cu vârful însângerat. Explicația ar fi fost că o echipă pregătită dinainte a înțepat femeile, ele au țipat de disperare și durere și au fugit. Așa s-a produs dispersarea și dezorganizarea, spargerea mitingului. Tot la dosar se află și declarația din 1994 a fostului colonel Lăzărescu Florian, adjunct al șefului Direcția 5-a și șef al Serviciului de Operații Tehnice. În ziua de 21 decembrie 1989, mitingul a început la ora 11 și a durat puțin. După ce Nicolae Ceaușescu a luat cuvântul, am auzit la interval scurt două șuierături puternice, ca lansarea și căderea unei rachete. Am simțit durere în stomac, lumea s-a speriat, mitingul s-a spart. Zgomotul venea dinspre ATN Palace, putea să vină și prin difuzoare, căci era foarte puternic. Au fost și două explozii ca de petarde, în dreptul Bibliotecii Centrale Universitare. Era parcată o mașină de culoare cachi de armată cu difuzoare. Cred că de aici au venit șuierăturile. Eu am discutat cu colonelul Ciobanu, șef de stat major și punctul nostru de comandă, la punctul nostru de comandă, și el mi-a spus că zgomotul a venit de la mașina armată. SRI are și SRI o părere în ceea ce privește. Spune că evenimentele au fost premeditate. Potrivit SRI, ceea ce nu mai lasă loc de dubii în privința premeditării evenimentului este faptul că din datele obținute ulterior, în plan informativ, coroborate cu unele informații certe, precum și mărturii provenite de la diverse persoane care au participat nemijlocit la meeting sau care au avut ocazia să-l privească de la distanțe propice, pun în evidență numeroase aspecte care nu pot ține niciun fel de acțiunea maselor purtătoare ale Revoluției. Vacarmul sonor, asemănător cu cel produs de formațiuni de avioane, elicoptere sau tancuri, a provenit inițial dintr-o sursă de amplificare și nu din rândul manifestanților. SRI mai arată în punctul său de vedere că starea de panică s-a datorat unei senzații fizice de spaimă resimțită sub forma unei neliniști. Mai multe persoane au relatat că exact înaintea începerii panicii, pe laturile exterioare ale mulțimii, au apărut mașini ARO, din care au coborât persoane cu bâte, care penetrând cordonul de asigurare exterior au început să-i lovească pe participanți. Penetrarea cordoanelor exterioare ridică semne de întrebare în privința atitudinii unor cadre din comanda Ministerului de Interne. Alte persoane au afirmat că, aflându-se în mijlocul mulțimii, au observat cum unii din purtători de lozinci au scos lozincile și cu mânerele cu vârfuri ascuțite, ca sule sau baionete, atipice pentru cele confecționate în acest scop, au început să împungă pe cei din jurul lor, strigând în același timp: fugiți că ne omoară, vin tancurile. Acțiunea de dezorganizare, aceasta cu mânere, cu baionete, sule, a fost nerevendicată.